Doi minori au fost prinși de un constanțean după ce au furat din locuința unui vecin. Bărbatul a anunțat poliția și ieri după amiază tinerii au fost reținuți pentru 20 de zile. Între timp, alți trei indivizi s-au mișcat mai repede decât poliția și pompierii. Au intrat într-un apartament de la etajul 1 pe geam, s-au încuiat în casă și când au simțit agitație, au fugit tot pe geam. Poliția a intrat în casă pe scara adusă de pompieri. Am încercat să intru casă și nu mai pot. Nu mai pot. Bărbatul care închiriase apartamentul plecase până la piață și a găsit casa blocată și vecinii îngrijorați. Văzuseră ceva mișcare și au anunțat poliția. Primul care asta îi se vedea numai picioare și al doilea era în spatele lui, deci tot sus. Acel era aici. Acolo. Aici, stătea la punct. Oamenii legii spun că ar fi acționat de fapt un singur hoț, dar care nu a fost deocamdată prins, iar în blocul cu pricina s-au mai întâmplat astfel de incidente. Deci la etajul 1 s-a pus gratii acum, nu era așa ceva aici. Trepte erau, s-a urcat tot așa, a intrat, trei țigăncuși, la fel, s-a urcat, a intrat așa liniștiți, a coborât, nu i-a prins nimeni.